Dacă mi-o spuneți dumneavoastră, am social-democrați. În primul rând, s-a venit în Parlament cu asumarea răspunderii pe două tururi. Partidul Social Democrat, împreună cu DMR-ul și cu Forța Națională, în momentul acesta susțin o moțiune. În cazul în care, Doamne ferește, nu trece această moțiune, noi mai avem o pârghie de a ataca la Curtea Constituțională. Presupun că niciun prim-ministru, indiferent cum îl cheamă, sper nici domnul Orban, nu poate să-i mai treacă prin cap să vii cu o ordonanță atât timp cât ești la Curtea Constituțională. Lucru care a ieșit totuși logic din orice calendar de modificare a alegerilor cu privire la două tururi. Deci ce înțelegere să facem? Înțelegerea ar fi fost în cazul în care nu s-ar fi venit cu această asumare în Parlament. Atunci aș fi spus că, domne, hai că suspicionăm o anumită înțelegere. Dar cât timp totul se joacă în Parlament, la Curtea Constituțională, despre ce înțelegere putea... Eu îi recomand în continuare domnului prim-ministru să-și dea demisia. Dacă dorește anticipate, să-și dea demisia, să nu se bazeze pe Partidul Social Democrat. Dacă există, să nu se deschide calea anticipatelor. Nu se deschide nicio cale a anticipatelor, urmează să mai cadă încă două guverne. Ce va face președintele Claus? Partidul Social Democrat, la fel ca și Partidul Național Liberal, separat fiecare, au o strategie. Care este strategia? Urmează să vă anunțăm după ce o să treacă moțiune. Votul pe moțiune, ați căzut de acord? Votul pe moțiune este atributul biroului permanent reunit. Eu, în comparație cu domnul Orban, respect democrația. Așteptăm să se, astăzi la ora 16, atât la Cameră cât și la Senat, se vor alege noile birouri permanente. Cele două birouri permanente se vor reuni și vor stabili un calendar. Cât mai rapid ar trebui să aibă loc sau amânat cu acest deci vot? Este atributul birourilor permanente reunite. Punctul de vedere, noi îmi vrea cât mai repede. Colegii mei sunt toți la servici și sunt aici. Cât mai repede ne-am dorit ca să tranșăm acest aranjament, cum îi spuneți dumneavoastră, cu alte cuvinte să-l trimitem pe domnul Orban acasă. Acum aveți votul în cazul în care domnul Orban totuși își va da demisia, o să ne bucurăm și mai mult. Sunteți sigur că acum aveți voturile necesare să vă treceți moțiunea de cenzură? Da. Sunt sigur că acum avem voturile necesare să treacă moțiunea de cenzură. Va veni cu o propunere de premier? Am mai răspuns la această întrebare. Îmi pare rău că președintele României s-a antepronunțat și a spus că o să vină cu aceeași propunere în persoana domnului Orban. Am avut o discuție foarte aplicată împreună cu colegii mei din țară și din Parlament și totuși se pare că vom veni cu o propunere de prim-ministru din afara partidului. Sorin Grindeanu ar fi o variantă, domnul președinte? Al statelor. Îl veți vota? Sorin Grindeanu ar fi o variantă? Eu să-l votez pe Orban. Doamne ferește! Sorin Grindeanu este o variantă de propunere de premier? Nu am stat cu dânsul de vorbă. Ce veți face în cazul celei de-a doua propuneri de premier dacă prima nu trece? Stați întâi să treacă moțiune. Nu v-am răspuns nici ce facem cu prima. Acum vreți să vă răspund ce fac cu a doua? Eu nu o să votez niciodată vreun guvern PNL și nu o să recomand, cât timp sunt președinte interimar la acest partid, să voteze vreodată pe Orban prim-ministru. Ați prezidat așa? Vedeți și noi, nici dumneavoastră nu l-ați votat. Dacă ați fi locul meu. Așa de preferați alegeri anticipate decât să se ajungă la... Eu nu am o problemă cu niciun fel de alegeri. Nu prefer nimic. Eu prefer ca democrația să fie respectată și în cazul în care există o criză politică, nu poate fi numit un guvern, se merge la anticipat. Eu prefer alegerile să le vedem în 4 în 4 ani, cum e calendarul, de ce să le prefer? Dar nu le exclud. Este o criză politică, nu poate fi pus un prim-ministru, presupun că se vede, așa spune Constituția. Înțelegere cu DMR pentru a rămâne la guvernare? Nu. Am avut această discuție cu DMR-ul, Partidul Social Democrat și nici DMR-ul nu dorim să avem o înțelegere și un proiect politic în acest moment. Mulțumesc mult! Mergeți la premier despre care vorbeați. De cine va fi susținută în afară de PSD? Vom vedea. Cu cine demonstrați că veți avea majoritate?